Primăria Cobșa Mică și societatea Ecosal, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, au dat startul campaniei de sensibilizare, colectare selectivă a deșeurilor, intitulată Eu Selectez. Aflată la cea de-a 10-a ediție, aceasta face parte din campania Cobșa Mică, un oraș verde din România, care se derulează pe tot parcursul anului. În cadrul proiectului s-au înscris peste 30 de voluntari, elevii Liceului Tehnologic Nicolae Teclu din Cobșa Mică. Proiectul se desfășoară în mai multe etape, cursuri despre colectare selectivă, vizite în teren la locurile de colectare selectivă, vizită la stația de selecție și transfer Ecosal Mediaș, pichetarea zonelor de selecție din oraș, distribuirea de materiale informative. Tot în cadrul campaniei Cobșa Mică, un oraș verde din România, liceenii au participat recent la un amplu proiect de confecționare căsuțe pentru păsărele. Sub îndrumarea mai multor cadre didactici, elevi din 4 clase au montat și pictat căsuțele, iar ulterior o echipă a primăriei Cobșa Mică le-a amplasat în copacii de pe aleile ce leagă liceul de clădirea municipalității.